Grav accident în comuna Berevoiești, acolo unde un autoturism s-a lovit de o auto utilitară și apoi a ricoșat în afara străzii într-o bancă pe care se aflau trei femei. Uneia dintre ele, în vârstă de 51 de ani, i-a fost retezat piciorul și a fost aruncată la câțiva metri, suferind răni la cap și leziuni interne. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea, doar au declarat decesul. Celelalte două femei care se aflau pe bancă sunt și ele rănite. Pușitură mare și am ieșit. Și când am ieșit, asta am văzut. Ce vedeți aici, porțile deschise și fetele cele două plângeau, care erau cu ea și ea era pe jos acolo. Cățeluc, am un cățel și am ieșit, eram în bucătărie în spate acolo. Când am ieșit, am văzut deschise și lumea țipa deja. Nu știu că eram în casă. Unde locuiești? Uite, aici, pe sunt fratele. Fratele... Da, eram în casă, chiar stăteam în camoleacă și am auzit bubui când am ieșit, ce să vede aici. Zicea că mai era cu vecina, dar aici și cu alu Popa, cu două fete. Incidentul a stârnit revoltă în localitate în rândul romilor. Oamenii spun că după ce nu s-au mai putut obține permise cu bani la Pitești, aceștia au plecat în străinătate și le-au procurat de acolo tot pe bani. Nu știe să meargă, n-are școală, n-are absolut nimic. A dat pe unul 2.000 și pe unul 4.000. Toată comuna Berevoiești are 40 de aici care are permise de Cehia și nu știe să se scălească cu geam. Polițiștii au ajuns și ei la fața locului și au stabilit că la volan se afla un bărbat de 37 de ani din Berevoiești, care a intrat în mașina parcată, după care a ricoșat pe sensul opus în banca pe care se aflau cele trei femei. Șoferul era sub influența băuturilor alcoolice, avea 0,6 la 1000 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. El a fost ridicat și dus la audieri și îi se va întocmi dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice.